Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au împăcat. Ce spune vedeta despre întâlnirea din club? Cei doi erau despărțiți de două luni. Cu două luni în urmă, la începutul lui noiembrie, Cristina Cioran și iubitul ei anunțatu că s-au separat, asta la doar câteva săptămâni după ce Alex Dobrescu o cerea de soție pe prezentatoarea TV. Iată că cei doi s-au despărțit, însă cu mare scandal, iar aceștia și-au aruncat vorbe grele pe rețelele de socializare, dar au făcut și scandal în stradă. Chiar dacă sunt separați, aceștia vor fi tot timpul legați de fetița lor, micuța Emma. Prima reacție a Cristinei Cioran, după ce a fost surprinsă alături de fostul ei iubit în club, s-au împăcat sau nu? Cu toate astea însă, în urmă cu puțin timp, paparazii de la Cancan roau au surprins imagini cu Cristina Cioran și tatăl fetiței sale, Alex Dobrescu, într-un club din capitală. Cei doi au fost foarte apropiați și au plecat împreună, el ținând-o de mână. În urma imaginilor apărute, deja toată lumea spune că e clar că cei doi s-au împăcat, însă reporterii Spinus roau au sunat-o pe vedetă pentru a-i cere un punct de vedere. Într-adevăr, ea susține că a mers în club, S-a întâlnit întâmplător cu Alex Dobrescu, iar el a luat-o de mână și au plecat la un alt club din apropiere, dar nu-i vorba despre vreo împăcare. Ne-am întâlnit întâmplător în club, am mai vorbit și după am plecat împreună și la clubul de lângă. El m-a luat de mână, într-adevăr, dar nu ne-am împăcat, a spus Cristina Cioran, în exclusivitate pentru Spinus Row. Ea a spus că a fost o seară zăpăcită, dar nu s-a împăcat cu tatăl fetiței sale, însă nici nu exclude varianta împăcării. Totuși, Cristina Cioran crede că nu se va întâmpla acest lucru prea curând. Nu, nu, a fost așa o seară zăpăcită, Nere nu s-a împăcat. Nu exclud nimic, dar nici nu cred că se va întâmpla asta, Nere să se împace. Nu suntem un cuplu, a mai spus Cristina Cioran. De ce nu vrea Cristina Cioran să-și refacă viața după separarea de tatăl copilului? Chiar dacă nu s-a împăcat cu tatăl fetiței sale, după cum ne-a precizat, Cristina Cioran mai spune că nici nu vrea să-și refacă viața prea curând cu altcineva. Vedeta mărturisește că nu reprezintă o prioritate pentru ea și că s-a săturat să audă problemele altora. Ea susține că atunci când cunoști pe cineva, persoana respectivă vine în relație cu toate problemele sale, iar ea nu își mai dorește să mai aibă grijă de nimeni. Nu, nu este o prioritate, nu mă interesează, nere să-și facă o relație nouă sunt cam sătulă de problemele altora. Din păcate atunci când cunoști pe cineva sau intri într-o relație nouă eu am observat că nu vine acea relație nouă doar cu distracție, ci și cu probleme, cu bagaje și hai lasă, mersi, nu mai vreau să am grijă de nimeni, spunea Cristina Cioran în urmă cu o lună.